aici? Da. Dimersul și copia actului de identitate a candidatului. Buletinul. Buletinul de... Nu, nu, nu. Buletinul. Chiar buletinul de asta. Și dimersul, vă rog. Da. Și dimersul. Buletinul. Care sunt toate buletinele din actele dumneavoastră? Exemplarul dumneavoastră? Pentru și vreau să aplic ștampila și pe exemplarul dumneavoastră, dacă îl aveți. Dacă, dacă nu facem o copie. Exact. Diacov Ivan este candidat. Corect? Da. Dacă nu aveți, nu facem o copie. A? Numărul de contact. 069-10-22-70. Și o persoană în cazul în care dumneavoastră nu sunteți disponibil, cine ar putea să răspundă? Domnul Cașu. Domnul Cașu, te rog. Iată la ăsta. Da, da, da. Mulțumesc. Faci copii? Da, hai, te rog. Dar toate astea sunt în pachet cu aia. Dați pe rog, în pachetul de aia, pentru primar. Nu, aici este pentru... Asta care? Exemplarul 2? Este în dat, domnule. Aveți separat pentru primar setul de acte? Da. Exact. Da, pachetul de acte pentru primar. Pot să aduc eu? Ăsta, ăsta primul. Ăsta. Ăsta este set pentru primar. Procesul verbal. Așa, dinții. Da. Da, ce carte personală să nu se vadă.
fost menționat pentru primar. Șapte? Șapte fiele, da. Și de fără. Acum, pachetul de acte pentru consilieri. Este același proces verbal care acest. E același, nu mai trebuie. Trebuie procesul verbal la parte. Copii, la parte. Păi da, acolo, acolo este. Așa vin să fim național. Aha. Asta. Să vin și consilier? Să nu ia lor cu simplu un set de acte. Vedere. Aici este semnare, procesul verbal de semnare așa. E tot și lista. E suficientă și eu. Într-un demers sunt toate. Lista, da. Da, da, de demers, privire la partea candidată. În demers e tot împreună, 58 de fiile. E tot odată scris. Haideți să asta o lăsați până când la dumneavoastră. Fiecare respectivă este listă. Dar nu vreți să ne primiți să plângem mai ajută, vă rugăm. Uite, de mine este scris tot odată, e fol pachet. Candidat. 56. Ați verificat 56 din 6? A, n-am verificat. Eu sper că în fiecare... Îl numărați, vă rog, așa. Fiecare mapă, fiecare... Ar 5 documente. Sunt actele la o persoană, da? La o persoană. Mulțumesc frumos! Vă dorim succesul! Pentru orele 17 sunteți invitat pentru tragerea la soț, pentru alte lucruri, în legătură aici. Dacă nu aveți posibilitatea de plecat, să vă puteți legat cu cineva din numele dumneavoastră.
succes și o zi frumoasă să aveți. Reprezentanți mass-media. Vreau să fac un apel la toți chișinăuienii. Deci astăzi am depus actele împreună cu candidatul din partea partidului nostru, domnul Ivan Diaков, pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău. Sunt sigur că echipa de consilieri în fruntea cu domnul Diaков sunt o echipă care are toate cunoștințele, care au toate posibilitățile de a salva Chișinău, deoarece noi mergem cu sloganul Salvăm Chișinău împreună, că Chișinău este cea mai distrusă localitate din Republica Moldova, vorbesc din orașă. Dacă mai lăsăm așa încă pentru 4 ani, va arăta deja cum arată mai multe sate din Republica Moldova, cu părere de rău. Я уверен, что наша команда, команда советников, наш кандидат Иван Диаков является достойными людьми для того, чтобы претендовать и на кресло мэра, и на кресло муниципальных советников, потому что есть огромная практика у Ильяна Кашу, который 4 года отработал в муниципальном совете. Есть весь необходимый опыт у господина Диакова, который может сразу включиться в бой без особой подготовки. И кишиневцы заслуживают большего. Кишинев за последние 15 лет был ареной, где люди не соревновались в своих идеях для того, чтобы развить город или как его развить, а все занимались геополитикой. Значит, геополитику нужно прекратить и в Кишиневе, и во всех городах страны, потому что на примере Кишинева мы видим, что город от этого только потерял. Поэтому мы идем в предвыборную кампанию, наша партия идет включаться в кампанию с достойной командой советников, и мы идем под лозунгом «Спасем Кишинев вместе», потому что только сильная команда, естественно, вместе с жителями Кишинева можно в городе что-то изменить. Там депусак телеер, так нац обсерват. Dacă nu mă vedeam, nu veneam. Bună ziua! Vă zic că la momentul inițial, când domnul Sate m-a invitat și am început discuția la temă, dumnealui m-a întrebat, dar ce nu duci la procuratură? Ești procuror vestit și așa mai departe? Eu i-am răspuns că procurori buni acolo sus nu le trebuie, nu le trebuie cu oameni cu caracter, oameni cu verticalitate și așa mai departe. Și eu l-am murit. Vreau să vin în primărie, fiindcă eu cunosc dinăuntru. Cunosc schemele toate, cunosc cine și cu ce se ocupă, cunosc orașul, 20 de ani am lucrat, am făcut supraveghere asupra activității primăriei și așa mai departe. Și atunci domnul Satăi
Am mai discutat și zice, dar știi ce? Eu am făcut niște promisiuni la Bălț, că dumnealui era preconizat să vii la Chișinău. Și uite, îți dau eu locul, hai du-te la primar. Era vorba inițial consilier să vin. Și eu am rămas o leacă derutat. Cum? Eu, așa, și domn de acolo, ai să faci. Cu caracterul matale, cu asta, ai să faci. Numai matale trebuie și la Chișinău. Eu mă întorc la Bălț și hai. Și iată, în discuțiile astea, am ajuns la concluzia și știți cum, iată, o săptămână de acum, eu am intrat cu gândul, cu toate cunoștințele mele, am început să analizez, să pun la fiecare la locul lui și am ajuns la concluzia că anume eu, nu ăștia care ieri se ocupau cu politica, iată, Sângheso aici la primărie, de la unioniști până la separatiști, așa era și-o aruncat alaltă steluță, că numai să ne deruteze, să ne învălească acolo, că eu sunt fără partid, eu nu sunt membru de partid, dar sunt foarte bucuros că partidul nostru, partidul chișinăuienilor, mă susțin și uitați-vă, că chiar acolo clădirea că scade peste primărie. Uitați-vă transportul se face, uitați-vă podurile să răschească mâine pe mâine peste oameni, înțelegi? Avem mafie peste locul. Unde te învârtești? Dar copiii în grădiniță s-o trăvesc, oamenii sunt neduși în casă, nu poți să mergi. Transportul, mafia acolo, nu, zilnic să-ți vedeți cine-și care mai de care transportul e pe brânci în Chișinău. Nu mai vorbim de canalizarele astea, de stații de epurare, de tot. Cu gunoi ăștia, să-ți fădesc, mafia ne promite de 20 de ani că tot ați fac o zenă de prelucrare, nu știu, dar ei nu știu cum sacul cu bani. Ia că eu vă spun un lucru, în Chișinău din 2013 interzis să vândă pământ pentru construcții, interzis pentru oameni simpli, dar Bărsetca și alții și socialiști cu liberali împreună votează, uitați și faci construcțiile, cum s-a sistat? Vinde, le vând pe un cap. Iată satele este de prin prejur. Eu de minit aici în Chișinău numai pentru voturi. În rest, le-au luat pământul, le-a că construiesc. Stadionul Republican e plin cu gunoi ăștia făcut din trânsul. În inima Chișinăului, înțelegi? În care țara lumii se facă așa? Dar de acolo le-au luat hectare de pământ. Eu o jupuiesc țăranul ăsta. Duceți-vă acolo, duceți-vă în Germania și uitați-vă, satele parcă-s floricic, înțelegi? O plăcere. Dar și ce sate este? Alături de Chișinău. Nu mai vorbim în Republică să facem. De ce? Eu sunt dispus să scot toți motanii și șobolanii din primărie care lucrează în scheme. De la socialiști până la liberali. Noi, partidul nostru, cu toată susținerea chișinăuienilor, a să facem ordine în Chișinău. Vrea cineva sau nu vrea, îi place sau nu-i place. Și nu trebuie să ne temem, nu trebuie să ne dăm că ia că noi de mult. Da, ei de mult să învârtească aici. Vin aici să fac politică în Chișinău. Luați listă. Cine? Cu adevărat, eu apolitic, nu, nici plăcătniuc nu m-am luat, nu m-am îmbrăbădit, nici comuniști, nici socialiști, n-am fost în partid nicăieri și nici n-am de gând. Eu vin aici, Chișinău, eu gospodărie delăsată, distrusă, furată, și vrem să punem punct. Altfel, eu am o durere în suflet. Nepoții, eu trăiesc cum trăiesc, de-am ne-ntrăit viața. Nepoții n-au nicio speranță în viitor. Și eu, iată, și pe ăștia care psihotare. Eu le garantez, sunt întoarcă în Chișinău și toate averile care le-au agonisit acolo cu greu și așa mai departe, să le introduc aici în Chișinău, să deschidă locuri de muncă, să facă business. Eu le asigur că n-a să le fură nimeni, nici o bărsetcă nimeni n-a să le fură, nici un leu din buzunar. De ce? Am acceptat propunerea partidului nostru în frunte cu Renato și vă garantez că pe data de 21, eu dacă intr în primărie, din prima zi, eu îi cunosc pe ăștia tăți care lucrează bine, într-adevăr sunt oameni care cinstiți, muncesc, dar șobolani și ei care nu mai am tete zău prin prejur, primărie, cu liste, cu fel de scheme, ori să fugă pe acolo, pe albișoară. Asta le sfârâi păpușii. Asta-i. Am vrut să adaug ceva foarte important. Deci, la moment, sunt în mai multe discuții și cu experți din Republica Moldova, dar mai mult din afara țării. Vreau să construiesc
un grup de specialiști ca să înțelegem perfect că fără proiecte, fără granturi, nicio localitate din Republica Moldova nu poate să se schimbe orașul într-un mod rapid, da? Și această echipă de profesioniști vor munci pentru primăria municipiului Chișinău și pentru Bălți și pentru toate localitățile din Republica Moldova unde vom avea primari, deoarece primarul din partea partidului nostru, spre exemplu domnul Ciubaciuc, în ultimul mandat de primar în orașul Cantimir a atras peste 14 milioane de euro investiții. Deci că avea o persoană alături care se pricepea cum să pregătesc actele pentru un proiect sau altul. Și văzând rezultatul de succes în orașul Cantimir, chestia asta trebuie de făcută la nivel național și toate suporturile sunt gata să le acoper eu personal, deoarece de acești experți are nevoie Republica Moldova. Nu, deci nu doream eu. Deci au fost sugestii din partea echipei din Chișinău să candidez eu la Chișinău. Eu nu am avut și nu am drept moral astăzi să fiu candidat la Chișinău, necătând că toată echipa susține această idee, deoarece eu sunt obligat să finisez tot ce am început în Bălți. Eu nu mi-am dus în Bălți, toată țara cunoaște până la sfârșit mandatul de primar și având promisiuni nerealizate în municipiul Bălți, să mergem în altă primărie. Asta este pentru mine personal o chestie amorală. Finisez tot ce am promis în Bălți și după asta bălțenii o să decidă sau chișinăuienii cum va fi viața mea politică mai departe. Eu vreau să... Da, eu îl chem pe Renato Osate la sosă renovanie, cum era. Să arătăm noi care oraș ați fi mai bun. Eu spun, și n-am ați fi. Bălțul deja a treilea an, Bălțul deja a treilea an o să fie cea mai transparentă primărie de Republica Moldova și eu mă mândresc de acest lucru. Eu când citesc în ziare, în mass media văd ce fel de produse de alimentare mănâncă copiii în grădiniță. Acum a fost în vizită fostul ministru a învățământului României, a fost în Bălți și a văzut cantinele la copii și când a aflat că cu ce preț și ce calitate bună de mâncare au copiii la grădiniță în municipiul Bălți, dumnealui a fost șocat. Și așa că domnul Iacov, dumneavoastră nu vă supărați la noi la cursuri, trebuie să umblați la Bălți. Am să vin, nu ne rușine, am zis și da. Să fac mai bine ca voi. Eu vreau să spun ca voi la Bălți, am nere. Eu vreau să spun că un obiectiv major pentru candidatul partidului nostru și echipa de consilieri este acea transparență pe care a realizat-o echipa partidului nostru și primarul Renato Usatăi la Bălți. Noi ne dorim același lucru la primăria Chișinău. Eu cunosc în profunzime cât de mult chinuie chișinăuienii pentru a rezolva o problemă sau pentru a scrie o petiție. Noi vedem, dăm chișinăuienilor acea asigurare că nu va trebui să veniți cu șampania sau cu gânsacul în torbă ca să vă rezolvați o mică problemă. Să știți, îmi spunea ceva o doamnă care a lucrat ghid că până în 1989 în Chișinău erau excursii pentru turiști străini de 2,5 ore pentru monumentele de arhitectură. Evident că mult s-a distrus, dar noi mai avem păstrate, noi mai avem istorie și eu, cu toată responsabilitatea, îndemn pe chișinăuieni, haideți să salvăm împreună Chișinău. Înțelegeți, sunt proiecte foarte simple care astăzi trebuie să realizate. În Chișinău putem să vorbim despre toate problemele care sunt, dar până nu va fi în Chișinău o centură și până Chișinăul n-a devenit orașul pietonilor. Uitați-vă ce s-a întâmplat în Moscova. Sobianin a îngustat multe străzi principale, practic în două ori, și toată lumea vorbea că o să fie niște ambuteaje grozave. Dar nu, ca să știți, oamenii au început să aibă plăcerea să meargă pe jos la serviciu, chiar cei care mergeau doar cu mașina sau foloseau transportul public, dar când au văzut calitatea de trotuare, când au apărut trotuare 20-25 de metri lățimea. E o plăcere să mergi la serviciu sau la o plimbare. Și astea sunt două care trebuie astăzi hotărâte. Când o să fie, în primul rând, trebuie pentru toată lumea.
de hotărât problema trotuarelor și centura. Până nu hotărâm cu centura în Chișinău, n-a să avem investitori, n-a să avem. Deci asta e fața orașului, înțelegeți? Dar la noi e foaie verde lobă, da. Vă mulțumesc. Mulțumim, da. Mulțumim.